Emoțiile au luat sfârșit pentru elevii care au susținut evaluarea națională, dar și pentru părinți. Astăzi, la prânz, s-au afișat rezultatele examenului. Doi elevi din județul Constanța au reușit să obțină media 10 curat. Maria Paniță și Said Murtaza, ambii absolvenți ai Colegiului Național Mircea cel Bătrân. Spre comparație, anul trecut, în județul Constanța, 16 elevi au obținut media 10. Puține note de 10 sunt și la nivel național, doar 65 comparativ cu 429 anul trecut. Cu elevii de 10 ai Constanței la evaluarea națională 2024 stăm și noi de vorbă în minutele următoare. Bun găsit, copii, și felicitări! Mulțumim. Maria și Said sunt și colegi de clasă, absolvenți ai Colegiului Mircea cel Bătrân. Felicitări pentru performanța extraordinară, vă spuneam. Cum vă simțiți acum, după ce ați aflat că ați luat 10? Maria. Eu mă simt destul de fericită, sunt mândră de mine și că am reușit să trec prin acest an greu și că am perseverat. Said, cum ai primit vestea? Am primit-o cu multă fericire, deoarece am văzut rezultatele muncii mele de-a lungul anului. Cum v-ați pregătit pentru examenul acesta? Păi, am lucrat din greu acasă, am citit și am recapitulat tot ce aveam de recapitulat, am fost atentă la ore și cam atât a fost. Said, tu ai făcut ceva special? Ați făcut meditație? A fost suficient ce ați învățat la școală? Cele mai importante sunt orele de pregătire și atenția la orele de la școală. Care a fost cea mai mare provocare în perioada aceasta? Cea mai mare provocare a fost să alternez sportul cu școala, deoarece este destul de greu să reușesc și la școală și în sport. Tu faci volei, Maria, nu-i așa? Da. La tine, Said, care a fost cea mai mare provocare? Am avut aceeași provocare ca și Maria. Mi-a fost foarte greu să alternez școala cu tenisul, însă am reușit să mă ambiționez și să îmi împart destul de bine timpul între școală și sport. Rămâneți la Colegiul Mircea pe mai departe pentru clasele 9-12 sau mergeți în altă parte? Da, la Mircea. La Mircea, da. Ce așteptări aveți de la liceu? Păi, mă aștept să fie interesant și o nouă etapă a vieții în care să descoper lumea, într-un fel. Said, tu ce așteptări ai de la următorii 4 ani? Eu îmi doresc să îmi dau seama ce meserie vreau să îmi aleg pentru viitor. Nu ai nicio idee acum? Ce ți-ar plăcea să faci? Maria, tu ai vreo idee despre ce ți-ar plăcea să faci? Nu. Dar mai departe, la facultate, v-ați gândit sau nu ați mers atât de departe? Eu personal n-am o idee concretă pe partea aceasta de viitor. Said, tu te-ai gândit și mai departe la facultate sau încă nu? Nu. Cum sărbătoriți reușita astăzi? O să sărbătoresc cu familia și cu prietenii și o să ne bucurăm de roadele muncii mele. Said, tu ai vreun plan deosebit? Nu, la fel, cu familia o să sărbătoresc și de mâine înapoi la muncă, la sport. La sport. Ce au spus profesorii, colegii voștri, ce v-au spus astăzi? Ne-au felicitat, au fost bucuroși de rezultatele obținute și de ei, dar și de noi și cam atât. Vreun mesaj pentru cei care urmează anul viitor să dea evaluarea națională, ce le-ați transmite? Să lucreze din greu și să fie ambițioși. Da, ideea este să nu te lași niciodată. Aia, să fii ambițios și să treci peste toate obstacolele. Să încerci să treci peste toate obstacolele. Domnul director Nicoară mi-a transmis un pic mai devreme că la Colegiul Mircea sunt două note de 10, cele pe care le-ați obținut voi. Alți 54 de absolvenți au obținut la evaluarea națională medii între 9,50 și 9,97. În total, 84 de elevi au avut medii peste 9 la matematică, 70 de elevi au medii peste 9,50, iar la română sunt 43 de elevi cu medii peste 9,50. Copii, felicitări! Să vă bucurați de această reușită! Succes pe mai departe! Numai bine! Mulțumim! Foarte mult!